Consiliul Local Ploiești 2012-2016 s-a întrunit astăzi în ultima ședință. Consilierii au fost convocați pentru a prelungi contractele de finanțare ale investițiilor executate cu bani de la Uniunea Europeană. Agenția pentru Dezvoltare Regională 3 Sud Muntenia a salvat astfel bugetul orașului de la o penalizare care ar fi dus la faliment. Mai ales că există 6 proiecte europene nefinalizate nici măcar la 30 iunie 2016, adică după 6 luni de întârziere. Printre contractele prelungite se numără pasajul suprateran de la stația CFR Ploiești Vest, Parcul Municipal Vest, hipodromul și reabilitarea termică a blocurilor de pe Bulevardul Republicii. Uniunea Europeană a ajutat toate primăriile din țară cu noi termene pentru finalizarea lucrărilor cofinanțate, astfel încât să nu piardă banii primiți până în 2015. Au fost ultimele hotărâri de Consiliu luate de aleșii care și-au încheiat mandatul după 4 ani. Mâine se întrunește noul Consiliu Local, ales pe 5 iunie, și tot mâine va depune jurământul și Adrian Dobre, noul primar al Ploieștiului.